Am fost chemat de un prieten și am venit în septembrie 2018 și de atunci sunt aici, în Cambridge lucrez. Și pentru oportunități, pentru un trai mai bun, pentru, în principiu, pentru facilități. Ne-am gândit, în primul rând, dacă o să avem ceva probleme în legătură cu actele, cu ce va fi după, dar deocamdată e cam același lucru, nu e nimic schimbat. Urmează să depunem actele pentru precedent. Anglia, în principiu, dacă ești un om muncitor, cum cunoaștem noi că românii sunt, îți oferă foarte multe avantaje și foarte multe facilități. Dacă vii doar să te plimbi, e cu totul altceva. Dar când ești un om serios și îți vezi de treaba ta, nimeni nu e rasist, nimeni nu se bagă pe treaba ta, ești foarte apreciat și totul merge foarte bine. Știu că noi dacă cumva ne simțim în, nu știu, în dificultate sau că știm că ar putea apărea cumva o problemă, o rezolvăm sau venim acasă. Am venit ca să studiez în prima fază. Am făcut un masterat în istoria artei la Sotheby's și ulterior am rămas. Am decis că aici vreau să trăiesc viața pentru un timp, cel puțin. Partea cu finanțatul, cum se știe în Anglia, e o mică problemă. Adică la nimeni nu cred că e un aspect ușor de dus. Dar în ceea ce mă privește, cred că am fost într-o poziție privilegiată la ora respectivă. Deși în 2006 România nu era încă parte din Uniunea Europeană și am plătit o taxă cam de vreo 3-4 ori mai mare decât a unui cetățean britanic. Am ales să fiu cetățean britanic acum 4 ani și jumătate. Da, pe 19 martie s-a întâmplat, acum vreo 5 ani de fapt. Și am ales din motive pur culturale, aș spune, fiind actriță și jucând pe scenă Shakespeare și tot felul de texte britanice. Shakespeare m-a făcut să devin cetățean britanic, da. Părinții mei sunt încă în România și până acum am avut așa un sentiment că suntem parcă așa în aceeași țară. Cred că pentru ei venirea mea venirea lor la mine, la Londra, nu va mai fi atât de ușoară. Dar cred atât că e bine să pur și simplu să depărtezi de, nu știu, de sursă ca să vezi ce se întâmplă în jurul tău. De mult de la carierei artistic cel puțin, am simțit că mi-am găsit locul aici. Lipsa de fizicalitate a setul stages îl ai într-un eter undeva în online. Dacă, nu știu, într-o zi să stric Coptal UK, nu ai nimic la mână să arăți ceva. Am fost foarte șocat de vot, cum ca și restul lumii de altfel. Am fost cumva descumpănit la început, însă planurile mele au fost de la început să mă întorc în țară și atunci am luat această vizită aici ca mai mult ca pe o excursie de învățare decât ca pe o mutare definitivă. Se vorbește des despre umorul britanic, însă trebuie să vii ca să-l înțelegi și trebuie să trăiești aici o perioadă ca să-l înțelegi. Încă nu sunt sigur dacă îl înțeleg pe deplin. Ce e clar este că societatea britanică este foarte diferită de cea românească. Și când vii în vacanță poate părea frumos, dar să trăiești aici este cu totul altceva. Văd, din păcate, că cei care vin aici mai de tineri se integrează în comunitatea britanică și nu se mai regăsesc neapărat între români. Există cumva sentimentul că ești blocat între două lumi. Împrumuturile au fost garantate pentru cei care încep în această toamnă. Cu toate acestea, nu suntem siguri pentru împrumuturile celor de după. Deci cei care urmează să aplice din toamna următoare și în iarna de după, nu au încă nicio garanție cu privire la finanțare. Pentru studenții din Uniunea Europeană avem taxe de 9.250 de lire pe an, maxim, puse de guvern. În 3 ani cifra este triplă, dar odată ce ai făcut acel împrumut, se adaugă și o dobândă, astfel încât suma pe care ajungi să o plătești în momentul în care ajungi să achiți acel împrumut este mult mai mare. În ceea ce privește taxele de întreținere, depinde dacă studentul ajunge la un cămin, unde ratele sunt subvenționate,
depinde dacă își ia cazare privată, depinde dacă reușește să obțină o bursă, depinde foarte mult de toate aceste lucruri și cel mai bine este ca cei care doresc să aplice să se informeze din timp cu privire la finanțarea pe care o pot obține de la universitate înainte de a-și face aceste planuri, pentru că variază foarte mult lucrurile între orașe, între universități. E foarte probabil ca universitățile să vrea să atragă cât mai mulți studenți de pe continent. Aveau problema cu acest fenomen este că ele primeau și multă finanțare de la Bruxelles. Finanțare care nu va mai apărea, care nu va mai exista după ieșire. Probabil vor fi forțați să mărească acele taxe, vor trebui să mai reducă din bursele pe care le dau și involuntar să reducă numărul de studenți, însă nu au ce face pentru că trebuie să compenseze cumva fondurile pe care nu le mai primesc de la Bruxelles. Există o estimare nu foarte sigură, autoritățile vorbeau de cifra de 10.000, însă nu s-a făcut o astfel de statistică sigură și atunci nu avem astfel de cifră. Ne așteptăm totuși să scadă numărul în viitor.